Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am decis să încep un nou daily vlog. Și nici măcar nu este o oră normală de început un daily vlog, adică este 4 fără un sfert. Însă am primit niște colete și pe lângă faptul că am primit aceste colete, mă mai duc și la tuns și după aia aș vrea să merg până la Jumbo. Așa că m-am gândit să vă iau cu mine așa prin oraș, să mai vorbim câte puțin, să vă arăt niște produse. Știu că vă plac aceste lucruri, așa că am zis să vă iau alături de mine în această zi super random, fără niciun motiv. În primul rând vreau să vă arăt că am primit astăzi două colete. Unul este de la un brand care se numește Hollywood Skin, l-am arătat și pe Instagram și am aici niște produse de la ei. Ei sunt din Suedia, au fabrica în Suedia și am o cremă și un cleanser antiacneice cu acid salicilic, niște măști, un black glitter mask și un pink clay mask. Nu sunt sigură dacă vreau să le încerc sau să le folosesc, habar n-am dacă le dau cadou sau nu. Și ăsta pe care sigur o să îl folosesc, poate îl folosim de seară și vedem împreună cum funcționează, este un A Youth Secret Serum cu vitamina C, 20%, dacă ar vrea să facă și focus ar fi super, așa. Deci este cu vitamina C, 20%, cu acid hialuronic, cu jojoba, witch hazel, aloe vera și niște ingrediente despre care nu pot să spun prea multe, că nu știu să le citesc. Da, îmi place că nu are parfum, nu are alcool. E ok să fugiți de produse care în general au alcool sau parfum. Eu nu fug în totalitate pentru că există produse care totuși îmi plac și au și alcool și parfum, dar în mare parte încerc să le evit și bijul este acolo și vrea și ea ceva atenție. Vă salută! Așa cum spuneam, mă bucur că nu avem aceste ingrediente dăunătoare în acest ser. Aoleu! Revin la idee, încerc să le evit pe cât posibil, însă dacă ceva îmi place foarte mult, măcar menționez, vă spun dacă are alcool, parfum, o să fac și un clip în care să vorbesc despre ingrediente și la ce trebuie să vă uitați. Și bineînțeles, pisica s-a pus în brațele mele, ești un background foarte bun. Mai departe, am o cutie aici de la Pick & Dazzle. Pick & Dazzle este un serviciu din ăla tip subscription box, cu care eu am mai lucrat în urmă cu câțiva ani, am făcut un unboxing aici pe YouTube, nici nu mai țin minte ce aveam, habar n-am, nu mai țin minte nimic, însă acum mi-au oferit să lucrez cu ei și o să primesc 3 luni de zile această cutie și dacă vreți vă arăt și conținutul ei, doar că înainte, dacă nu mă înșel, îți plăteai această cutie, îți făceai un profil și primeai produse la recomandarea specialiștilor, adică erau produse surpriză. Poți alege în continuare această variantă sau poți să îți alegi tu produsele de valoare respectivă, de fapt și de drept de o valoare mult mai mare. Asta este și fain, puteți să intrați pe site să vă faceți o simulare, să vedeți cam care este treaba. Și au 3 variante de cutii, la ieftin, la scump, cred că cea mai scumpă este 300 de lei. Puteți să vă uitați pe site să vedeți despre ce este vorba, dar eu am zis hai să vă arăt ce am în cutie. Așa cum v-am spus, eu mi-am ales conținutul acestei cutii și mai am câteva chestii în plus. Deci, primul lucru ăsta este ales de mine, este o mască coreană de la Misha, care se numește Pure Source Pocket Pack cu perle. Eu iubesc brandul Misha, este genial, îl ador, au numai produse faine și mă bucur că există și partea de Korean Beauty pe Pick & Dazzle. Acesta este un balsam de păr, este o mostră de balsam de păr, asta a fost primit cadou, nu mi l-am ales. Mai sunt aici niște mostre la fel. O mostră de Jeju Volcanic Clay Bubble Pack. Mamă, eu, dacă e mască din aia care face bule, sunt super încântată, mi se pare super amuzantă. Abia aștept să o încerc. Simte super dubios, este o cremă Ultra Stem Cell. Sună interesant. O să vă arăt și produsele pe care le-am ales eu. Le-am și desfăcut, da, ca să văd despre ce e vorba. Aici am luat un burețel care este un Miracle Complexion Sponge și are o textură super interesantă, că nu e siliconată. Mă așteptam să fie din aia. Nu e cel mai moale, dar e foarte poros. Sunt curioasă cum o să funcționeze atunci când o să îl ud. Aici am ales un ruj lichid, care este, stați să vă arăt nuanța, e foarte greu să faci totul cu o singură mână și cu o pisică în brațe. Este un nude care arată foarte drăguț și pentru că am vrut să folosesc acest nude super drăguț, am luat și două creioane de buze care sunt pe aici. Unul e maro mai închis așa și unul e un maro mai nude. Adică ăsta, așa.
Apoi, tot de la brandul Misha am luat un BB cream, perfect cover. Mai am un BB cream de la Misha, dar nu știu dacă e ăsta. Cred că nu e ăsta. Are SPF 42. Ambalajul arată superb, precum se observă. Și în mare parte, BB cream-ul pe care l-am deja îmi place foarte mult, așa că m-am bucurat și de ăsta. De la brandul Miss Cop, de care nu am auzit niciodată, am luat un glow primer. E iluminator ceva. O să mă joc cu el. Pe ăsta l-am desfăcut mai devreme să văd cum este. E un de la Coco Solis. Este un iluminator de corp, un ulei de corp cu sclipici, glowy, așa, l-am încercat mai devreme pe mână și miroase foarte bine, miroase genial. Și nu în ultimul rând, de la brandul Tiz, de la care eu mai aveam un fard, tot de la o cutie Pick & Dazzle, care mi-a rămas în cap pur și simplu, mi-a plăcut atât de mult, îl țin și invers. Pentru că sunt niște farduri super cremoase, super, super pigmentate și duocromatice. O să vi-l arăt și pe la vechi și o să vi-l arăt și pe ăsta, ăsta e un mauve, așa. Sidefat cu reflexe bleu, iar cel pe care l-am e un verde cu reflexe aurii. Și ambalajul e super simpatic, mă vedeți în el. Așa arată. Sper că se vede bine. Dar e frumos tare de tot. Și mai am un fard de la Phase Zero, care este foiled, așa pare cremos, umed. Îmi amintește de cele de la Makeup Revolution sau de la NYX, care nu mai știu cum se numesc, foil play, oare? Cred că e cremos și sidefat. Dar în mare parte mi-am ales chestiile din cutia asta că m-am gândit la un look așa super glowy de vară. Am făcut un swatch pentru fardul ăsta și e super shiny, vedeți? Foarte drăguț. Ei bine, cam asta se afla în cutia mea Pick & Dazzle. Până una alta mă duc rapid să mă îmbrac și mergem la Tuns și la Jumbo. Dacă o individă mă lasă să plec. A, da, înainte de toate, vreau să vă arăt inelele mele. Eu sunt alergică la nichel, care se găsește în general în bijuteriile de argint. Deci nu pot purta argint deloc, deși mie argintul îmi place. În afară de ăsta și ăsta de aici din mijloc, toate sunt, au ajuns astăzi, adică acesta cu triunghiuleț, acesta cu luna și acesta cu crucea care s-a întors, dar am o cruce aici așa. Și la fel și acestea trei sunt toate de pe un site care se cheamă Crazy Factory și au produse din oțel inoxidabil. Am căutat special să fie din oțel inoxidabil ca să le pot purta și sper să nu oxideze sau să nu se înverzească, să nu se facă nasol. A fost vreo 15 lei fiecare și mă bucur. Dacă o să țin, o să-mi cumpăr numai bijuterii de acolo. Nu au foarte multe, în mare parte sunt un site cu piercinguri. Însă pentru cineva ca mine care nu poate purta multe inele așa cum își dorește, deși am o grămadă, am început alergia asta deodată, deci nu mai pot purta, e super drăguț și îmi plac și modelele, au modele drăguțe, finuțe, îl am și pe ăsta, mi l-am luat încă o dată tot de la ei. Și dacă e 15 lei, fiecare cu atât mai bine. Deci am zis să vă arăt și vouă în cazul în care aveți și voi alergie la argint sau, mă rog, la nichel, cum am și eu. Gata, m-am tuns și m-am tuns destul, adică mi se pare destul de scurt, însă am tăiat tot ceea ce nu era necesar și nu m-am mai dus la Jumbo pentru că era cam departe și mi-era cam lene și nu vroiam ceva așa super mult încât să merite drumul, însă am ajuns la outlet, la Mini Pri și mi-am cumpărat asta, hai să vă arăt. Mie îmi place super mult, mi se pare foarte cute și am dat 40 de lei pe ea. Este de la Pretty Little Thing și mi se pare foarte drăguță. Nu știu, mie e foarte vratică, e foarte cute. Aia, mi se vede burta într-un fel, cicatricile de pe burtă. Aia e, nu moare nimeni. Îmi place așa cum sunt. Bine, am și pantalonii care mă strâng foarte tare aici, dar îmi place și mi-am luat și un body. Mielene să îl încerc acum, dar o să pun niște poze aici cu acest body și pe aceste două produse am dat 100 de lei. Ăsta a fost 40 de lei și body-ul a fost 60 de lei și body-ul e așa, un pic porno, dar mi-a plăcut super mult. Încă nu m-am obișnuit cu părul ăsta așa scurt, dar e sănătos măcar, mi s-au luat vârfurile alea care atârnau așa degeaba și o să crească super bine. Și cam asta am făcut eu până acum. Am fost și până la Auchan să cumpăr una alta. Vă arăt imediat ce mi-am luat. Și cam atât. După aia vreau să vă arăt niște chestii care am luat alaltă ieri de la DM, pentru că iată, fiecare vlog de-a meu a devenit un vlog DM. Se vede că îmi place? Oare? Da. Ok.
Deci, i-am luat bijuterii din astea. Știu că nu sunt bune pentru pisici, nu-mi spuneți, I know. Însă moare fără astea, nu mănâncă altceva, le lasă, i-am pus chiar de curând și s-a stricat acolo, adică nu. Asta nu. Am luat lapte de cocos pe care o vreau să îl folosesc pentru că vreau să mai fac un pui cu curry. Vedeți rețeta de pui cu curry la mine pe Instagram la highlights, vă arăt exact cum fac eu totul. Ah, și vă mai arăt ce îmi iau eu de la Auchan. Îmi iau proteină din asta așa, care este de la Müller, cu banane și mai este și cu cocos, dar nu o găsesc niciodată. Îmi mai cumpăr YoPro de la Danone, care este cu 15 grame de proteină. Și tot de la Auchan îmi cumpăr lapte din ăsta fără lactoză, pentru că iată ce să vezi, Mădălina a dezvoltat intoleranța la lactoză de vreo 2 luni de zile și simt că mor. Și vreau să vă arăt acum chestiile pe care le-am luat din DM zilele trecute. Da, în spate vedeți o grămadă de prostii. Ideea este în felul următor, am tot fost pe la DM și trebuie să scap de chestia asta, merg foarte des și cheltui destul de mulți bani. Dar îmi place foarte mult să încerc lucruri și am luat așa, din gama Balea Med, am luat un SPF 50. În ultimul haul cu DM v-am mai arătat un SPF 50, însă ăsta cumva scrie că e ultra sensitive, ăla miroase cam tare alcool și ăsta miroase un pic alcool și are alcool, deși este pentru piele sensibilă. Nu mai găsesc ingredientele, însă la ingrediente era ok în afară de acest super mult alcool care există în el. Asta e produsul și tot așa costă vreo 20 de lei, ceea ce wow. Apoi am luat o pudră de la Catrice, care este 5 în 1. E o pudră albă, spune că este sweat proof, mattifying, fixing, SPF 10. E o pudră simplă, dar nu cred că mai am nicio pudră de la Catrice așa, așa că am vrut neapărat să o încerc pentru că vreau să fac niște clipuri cu lucruri full Essence, full Catrice. Mi-am recumpărat acest tuș de la Essence care îmi place foarte mult. Îmi pare rău că am făcut topul ăla cu tușuri acum ceva vreme și am uitat să includ acest tuș, însă tușul ăsta este foarte bun și costă vreo 19 lei. Am luat un fard care era la ofertă din gama 183 Days, pe care încerc să-l vânez de mult pentru că este un mov sclipicios, super simpatic, care are reflexe. Nu știu dacă se vede. Camera mea are probleme mari cu focusul. Sper să o pot rezolva. Dar e mai mult așa, ceva glowy. Îl caut de mult exact nuanța asta. Peste tot am găsit testerul, numai nu fardul propriu zis. Tot din gama Balea Med am vrut să încerc acest gel de curățare care este ultra sensitiv, fără parfum, fără paraben și cred că fără alcool. O să mă uit exact să văd, dar lumea îl recomandă și spune că este foarte bun, așa că am vrut să îl încerc și eu și să vă spun mai departe dacă e așa. Încă nu l-am încercat. Am luat de la Revuel o chestie pe care am descoperit-o de curând, apropo, știți brandul Revox, da? Ăsta care face produse asemănătoare cu The Ordinary, care au acid hialuronic, vitamina C, Q10 și multe altele. Revox este făcut de brandul Revuel. Deci dacă te uiți, așa am descoperit, mi-am luat acest Revox și spune că este Revuel SRL, un fel de LTD, care e un fel de SRL. Deci este făcut de Revuel. Așa că am spus că trebuie să arunc mai multe priviri către Revuel, din moment ce mie îmi place Revox. Nu știu dacă îi spun Revuel bine, dar Revuel. Nu știu cum se citește. Ideea este că mi-am luat o cremă hidratantă de zi cu ulei de argan. Am și încercat-o ieri. Și să vă spun și despre ingrediente, că probabil vă interesează. Este făcută în Uniunea Europeană, ceea ce e super, în UK, și este distribuit de Bulgaria. Însă, dintre toate lucrurile, conține parfum și este destul de parfumată, în sensul în care mi se pare că miroase frumos, miroase intens a parfum bărbătesc, însă dacă sunteți sensibile, nu v-aș recomanda. Este pentru ten uscat, sensibil, normal, este anti-rid,
Oxygen Infusion, bla bla bla. Ideea este că spune că protejează UV, bla bla, are 50 de mililitri și are câteva ingrediente drăguțe în afară de acestea care s-ar putea să vă deranjeze într-un fel sau altul. Eu am zis să o menționez și o să mă mai joc cu ea să văd cum este. Mi-am luat o cască din asta de duș pentru că atunci când stau cu măștile vreau să țină cumva căldura mai bine și e destul de groasă, așa că e de la Ebelin. Dacă credeți că am terminat, e bine, nu. I need to stop. Mi-am luat o cremă cu retinol din gama Balea, care are parfum, însă mi s-a părut interesant că are retinol și aș vrea să o încerc. Am luat de la Bielenda, un brand de care încep să mă îndrăgostez în ce în ce mai mult, mai ales pe partea de seruri. Deja mi-am luat două seruri de la ei și îmi plac super mult pentru că n-au parfum, n-au alcool și au o grămadă de ingrediente faine. Și ăsta este un ser care e cu ceva, e 100% natural, zero parabeni, gluten, nu înțeleg oricum e în poloneză. Însă e cu un fruct ceva dubios. Uite, scrie. Și ingrediente la fel, are o grămadă de ingrediente ok, are benzil, alcool ca și ultim ingredient, e singurul, cred că, de la Bielenda care are alcool. Dar nu mai am eticheta aia care explica, este cu nu știu ce fel de fruct dubios. Raspberry seeds and lemon balm. Nu știu, ideea e că era la ofertă, în loc de 45 de lei era 25 de lei sau ceva de genul acesta, așa că am vrut neapărat să mi-l iau. Îmi pare rău, sunt un pic agitată. Nu știu, o să vă spun cum este mai târziu. Am mai luat de la Revuel o cremă de ochi cu CBD, cu hemp oil, care este ulei de cannabis. La fel, nu are, n-are alcool, nu are parfum, ceea ce este super, și este cu acest ulei de cannabis. O să vă vorbesc o dată despre uleiul de cannabis pentru că este ultra nou așa și se vorbește foarte mult despre el și am citit super multe studii și nu are legătură cu drogul. Drogul conține THC, astea n-au THC, au CBD. Din aceeași gamă mi-am luat și o cremă care la fel este cu hemp oil, cu shea butter și aloe vera. E o cremă de față care, cum stăm cu ingredientele, are un pic de alcool. Are și parfum și alcool. Crema, spre deosebire de crema de ochi. Din nou, o să le folosesc. Eu personal vă spun despre aceste produse dacă au alcool sau dacă au parfum, deși pe mine nu mă deranjează pentru că eu am un ten care nu reacționează la parfum sau la alcool într-un mod negativ. Încerc întotdeauna să le evit sau să le aleg să fie printre ultimele ingrediente. Serul meu preferat de la Liuele conține alcool. Aia e, dacă, eu ce să-i fac dacă... Îmi place mai mult decât The Ordinary, îmi place ce face pe față, mi se pare că funcționează și că hidratează. De la Revox am luat un vitamina C să am un backup. De la cutia asta am descoperit eu că e făcut de Revuel. De la Ebelin niște dischete de machiante, că nu mai aveam. Am luat un fond de ten de la Trended Up, nuanța 000, Naturlich, e ceva natural, Sheer Nude, deci trebuie să fie ceva foarte light. L-am luat pentru că mi-ați propus să încerc un fond de ten de la Trended Up, așa că am zis că o să-l încerc pe acesta. Am luat și două primere din gama 183 Days, care arată așa ca un milkshake, de asemenea și numește Vanilla Shake Base, și mi-am luat ăsta cu vanilie și încă unul pe care nu-l văd, ăsta cu cocos. Nu știu care e diferența între ele, pentru că scrie în germană și nu înțeleg decât bază machiaj cocos, bază machiaj vanilie. Cam asta scrie pe ele, însă nu știu exact ce face fiecare, dar le voi încerca pentru că arată așa ca niște creme hidratante. Mi-am luat un concealer nou de la Catrice, care se numește Instant Awake Concealer, nuanța 005, este așa și am zis că aș vrea să-l încerc, e din ăla de învârți aici așa, vreau să-l încerc pentru că sunt curioasă și eu iubesc concealerele de la Catrice, așa că de ce să nu-l încerc și pe ăsta? Apoi, din gama Sundance, este un autobronzant, însă ăsta e un pic diferit pentru că mai am unul. Îl am și pe ăsta, doar că ăsta e autobronzant, e o cremă cu autobronzant, te dai și te bronzezi, însă cu ăsta pui câteva picături în crema ta hidratantă și te bronzezi. O să le încep pe amândouă și o să vă spun care este mai bun. Urmăriți-mă pe Instagram pentru că acolo vă explic toate chestiile astea. De la L'Oreal
care se numește Magic Retouch, însă nu vreau să-l folosesc pe păr și o să vă arăt zilele următoare cum vreau să-l folosesc. De mult zic că mi-l cumpăr. Și mi-am cumpărat nu una, nu două, ci trei ape micelare, pentru că oricum rămâneam fără și vreau să le încerc pe astea. Asta este una de la Garnier, care este oarecum nouă, care e apă micelară cu textură lejeră de lapte pentru ten uscat și sensibil și arată ca doina, așa, lapte de machiat, dar am vrut, îmi place, sună bine, sună hidratant, așa că vreau să o încerc. Și la fel, pe același sistem, am luat-o și pe aceasta de la Nivea, care este pentru dry sensitive skin, deci piele uscată sau sensibilă, care are, lasă 0% rezidios, bla bla bla, 400 ml. O să văd cum este și aceasta. Și mi-am luat și această apă micelară de la Gerocosen, care este fără parfum și este cu acid hialuronic și extract de ceai verde. Și să știți că mie îmi place foarte mult. E cam cea mai faină apă micelară, dacă nu mă înșel, e în top, oricum, foarte bună pentru că curăță și e singura de la care nu-mi simt că îmi strânge fața. Asta și aia care se numește Detox, de la Farmec, Gelovital, ceva. Aia Detox e foarte bună și apoi asta care e ultra hidratantă. O să văd și cum sunt celelalte. Și cam atât, sper că nu am ratat nimic. Astea sunt lucrurile pe care mi le-am cumpărat. Again, trebuie să mă opresc. Ah! Și mi-am refăcut stocul din aceste vitamine. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, nu știți, însă am făcut o cură de acest beauty drink cu acid hialuronic de la Balea. Am început să iau o grămadă de suplimente pentru păr și piele. Să știți că buba asta pe care o vedeți aici, împreună cu buba asta pe care o vedeți aici, sunt provocate de moi. Pentru că, deși pielea mea arată mai bine ca niciodată, am decis eu să scap de niște puncte de grăsime. Nu mă băgați în seamă, însă. O să vorbesc despre asta pentru că vă dau și un hint semi-spoiler. Sunt îndrăgostită, addicted, îmi place tare mult și pielea mea s-a îmbunătățit vizibil. Vedeți mai multe pe Instagram pentru că am mai vorbit acolo despre el. Însă o să fac un clip la finalul curelor acestea cu suplimente, să vă spun ce diferențe am observat, ce părere am, etc. Chiar vreau să vă țin la curent și sunt convinsă că vă interesează și pe voi. Mă duc să mă schimb și eu, nu mă pot obișnui cu mine cu părul atât de scurt, mi se pare că e foarte scurt, dar e drept și sănătos măcar. Înainte, de fapt, dreptul era mai lung cu atâta, dar alea erau așa niște nițe, niște lațe, cum spunea prietena mea. Ok, vorbesc aiurea, vorbesc mult, mă duc să mă schimb și cred că mă uit la un serial. Momentan mă uit la The Blacklist. Voi la ce seriale vă uitați acum? Recomandați-mi ceva nou și necunoscut, că pe toate astea cunoscute de pe Netflix, așa le-am văzut pe toate. Vreau un serial nou, please tell me. Să nu spuneți Riverdale sau La Casa de Papel, că să fim serioși, le-am văzut pe toate. Ceva necunoscut, spuneți-mi niște seriale faine sau chiar și pe HBO Go. Dar vreau să știu pentru că nu mai știu la ce să ne uităm. Momentan stăm cu The Blacklist și suntem hooked pe The Blacklist. Chiar dacă suntem pe la sezonul 3, adică abia ne-am apucat de el, dar mă rog. Data trecută când am filmat acest vlog, l-am încheiat așa fără niciun fel, așa că astăzi, ziua în care le editez, am zis că să vă mai arăt ceva, că tot am mai ajuns ceva și avea cumva legătură cu vlogul și să fac încheierea. Așa că mi-am comandat de pe la Rom. Și să știți că în ziua în care intră vlogul, încă este valabilă oferta, să știți că au reduceri la brandul Revuel de până la 70%. Asta înseamnă că găsiți seruri și creme la gen 12 lei. Și mi-am comandat o grămadă de chestii de la ei. Hai să vă arăt ce mi-am luat. O să încep cu primul lucru, care este un șampon. Nici nu știam că au șampoane, dar acesta este un șampon cu keratină. Suna interesant, așa că am zis că vreau să îl testez. Spune că este special creat pentru părul lipsit de strălucire, deshidratat și cu vârfuri despicate. Și nici nu are silicon, paraben și coloranți, deci sună super ok. Chiar vreau să îl încerc. Mai departe, știți că vă arătasem eu crema aia de zi cu ulei de argan. Există aceeași cremă cu ulei de argan pentru noapte. Și are 50 ml, ceea ce înseamnă că e destul de mult pentru o cremă.
La fel are parfum și alcool, însă vreau să mă joc cu ea să vedem cum îmi va prinde. De asemenea, mi-am mai luat un ser pentru ochi cu lip pomoist, nu știu ce înseamnă lip pomoist, peptide și acid hialuronic, efect de botox care reduce ridurile, reduce apariția cearcănelor și întărește elasticitatea pielii. Nu are alcool, dar are parfum, însă din nou arăta super interesant. Din gama Hemp Me, despre care am mai vorbit, mi-am luat și un ser cu cannabis, CBD. Apoi o cremă, sau mă rog, scrie fluid cu acid hialuronic, care se numește Hydra Lift. Are și asta parfum și alcool, din păcate. Mi-am luat o cremă de ochi cu retinol, tot de la Revuel. În cazul în care nu știți, retinolul este foarte bun pentru anti-aging, pentru riduri. De asemenea, pe lângă retinol, observ că conține cafeină, unt de shea, dar are alcool și parfum ca și celelalte. Din aceeași gamă am luat și o cremă de noapte, tot cu retinol. Am luat și un Remodeling Face Serum, care are 10% AHA, colagen și film excel, nu știu ce înseamnă, tot anti-age este. Are colagen hidrolizat, parfum și alcool, dar are câteva ingrediente faine. Am luat și un fluid pentru păr, care previne vârfurile despicate. Și nu în ultimul rând, un exfoliant cu efect de anti-age, hidratant și care are vitamine, are AHA, extract de fructe noni. Nu știu exact cum este, dacă este un gel cu particule abrazive sau este genul acela de peeling care ia pielea, însă m-a atras. Toate produsele astea, sunt multe la număr, m-au costat 175 de lei. Mi se pare un preț foarte bun, vreau să le testez și bineînțeles o să vă spun la un moment dat, că sunt multe, ușor o să vă spun ce părere am despre ele. Mă încântă ideea de Revuel, sună bine unele produse, unele mai puțin bine, dar toate lucrurile o să le aflu după ce le testez. Acestea fiind spuse, îmi doresc să închei acest vlog. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, ca să fiți la curent cu toate noutățile. Apăsați pe clopoțelul de lângă butonul de abonare ca să vă anunțe YouTube atunci când postez ceva nou. Și urmăriți-mă și pe Instagram și pe TikTok. Acum pe Instagram am un giveaway activ super fain și urmează încă două pe parcursul acestei săptămâni. Așa că stați pe aproape, pentru că s-ar putea să vă placă. Giveaway-ul pe care l-am postat astăzi este uriaș. Produsele sunt în valoare de vreo 1000 de euro și le adun de ceva vreme. Așa că hai pe Instagram. V-am pupat, mersi de vizionare și ne vedem la viitoare. Pa, pa!